Bună seara tuturor! O să învățăm în acest clip cum se dezlipește corect un circuit integrat și îl vom lua pe acesta de aici. Ne trebuie un LED con care încălzește suficient de bine. Evident că și un fir care îl procurăm dintr-un conductor lițat, așa, și îl introducem prin interiorul circuitului integrat între carcasă și cablaj, iar la o componentă învecinată facem o lipitură. Facem o lipitură, eventual și cu un adaos de lipire. Așa, facem o lipitură aici, o lipitură mică, ca să îl ancorăm acest fir aici. Ulterior, atenție, nu se utilizează fludor suplimentar, de aceea vom scutura bine LED-conul de încărcătura pe care o are pe vârf, iar ulterior, după ce îl scuturăm de încărcătură, introducem într-o pastă de capantă sau sacâz, așa, introducem și încălzim pinii. Trebuie să avem grijă să fie încălzit suficient de mult vârful, adică peste 300-350 de grade Celsius. Introducem destul de mult pastă de capantă sau colofoniu, așa, și tragem firul prin acest pe sub pinii circuitului integrat. Tragem acest fir pe sub pinii circuitului integrat. Îl tragem cu o forță suficient de mare pe sub pinii circuitului integrat, așa. Ulterior, cu o pensetă de precizie, îndepărtăm suficient circuitul integrat de cablaj, așa. Și după ce l-am îndepărtat de cablaj, așa, după ce observăm vizual că l-am îndepărtat, facem aceeași procedură și cu ceilalți pini. Putem să păstrăm ancorată conexiunea. Aici, conexiunea ancorată, o putem păstra. Aceeași conexiune, dacă avem pe aceeași direcție firul, și procedăm la fel cu ceilalți pini. Tot așa, încălzind pinii și totodată curățându-i cu ajutorul la colofoniu sau pastă de capantă, așa, și desfacem ceilalți pini. Nu este musai ca să desfacem tot cu firul, pentru că dacă avem un număr, în cazul în care avem un număr mic de pini și circuitul integrat se poate desface ușor, putem să utilizăm penseta, în același timp dezlipim pinii circuitului integrat de pe partea cealaltă, simultan, dacă avem o apropiere suficient de mare, și mișcând totodată încet penseta. Așa. Ne trebuie puțină răbdare. Dacă nu merge din prima, putem să mai adăugăm puțin fludor suplimentar, așa, ca să se încălzească uniform suprafața. Pe cablaj unde vrem să dezlipim. Așa. Și acum l-am extras, ulterior curățăm cu ajutorul la pastă de capantă sau sacâz sau colofoniu. Așa, curățăm pinii și circuitul integrat este
deja dezlipit. Bun, sper că a fost de folos. Ne întâlnim în episoadele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante. Până data viitoare, vă doresc o seară faină în continuare și spor în toate proiectele dumneavoastră pe care doriți să le realizați. Numai bine, ne revedem în episodul următor.